Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Iată, a mai trecut o lună. Ce repede trece timpul! Și ca de obicei, vreau să fiu prima care vă informează și vă sfătuiește despre amprenta astrală a lunii august. Fiecare zodie o să constituie un material video separat, așa cum ați dorit voi. Apoi, la final de material, vom vorbi și despre zodiacul evreiesc sau Mazarot și corespondența lui cu fiecare dintre zodiile voastre. În limba ebraică, astrologia se mai numește înțelepciunea pronosticării. Cel mai important la acest zodiac este faptul că el leagă natura și legile sale de fiecare zodie în parte. Îți poți calcula semnul zodiacal evreiesc prin simpla raportare la luna în care te-ai născut. Este simplu și poate fi extrem de revelator pentru că poți afla lucruri neștiute despre tine sau despre cei dragi. Ca evenimente astrologice și astronomice importante, sunt puține, dar avem următoarele. Perseidele, cea mai spectaculoasă ploaie de meteori, înregistrează maximul între 12 și 13 august. Pe 13 august, planeta Venus la elongație vestică maximă, adică dimineața. Pe 3 august, lună plină. Pe 19 august, lună nouă. Până pe 13 septembrie îl avem pe Jupiter retrograd în Capricorn și până pe 4 octombrie Pluton retrogradează tot în Capricorn. Înainte de a începe prezentarea lunii august, vreau să vă reamintesc că am înființat clubul privat Mysterious Pedia, cel care oferă doar membrilor săi materiale video speciale, discuții private pe teme astrologice, ritualuri antice, astrograme la prețuri speciale, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe acest domeniu. La rubrica de comentarii și explicații ale materialului video, vedeți săgeata roșie, veți găsi informații utile, adică modul de abonare. Mai exact, trebuie să intrați pe linkul pe care vi l-am pus la dispoziție și să vă logați pe platforma Patreon. Ce este această platformă? Este exact precum canalul YouTube, cu materiale video, altele decât cele pe care le vedeți pe YouTube, fără reclame, și care sunt vizibile doar pentru cei care se abonează cu un euro pe lună. Trebuie să știți că deja am început să încarc platforma Patreon cu materiale destinate doar abonaților. Mai exact, am postat ritualul lui Jupiter pentru prosperitate, ritualul lui Venus și poțiunea dragostei pentru căsătorie și iubire și în avanpremieră perspectiva astrelor pentru anul 2021 pentru fiecare semn zodiacal. Așa că aveți toate motivele să vă abonați. Pentru cei care nu doresc să facă parte din acest club privat, lucrurile și materialele rămân neschimbate, așa cum le știți, cele cu care v-am obișnuit până acum, adică ceea ce voi urmăriți lunar. Așa că abonați-vă printr-un simplu click pe butonul roșu din dreapta jos a ecranului. Și să nu uităm că avem și concursul lunar al amuletei norocoase. Câștigătorul amuletei norocoase din această extragere este abonatul cu numele Mentor21. Așa că le rog pe Mentor21 să intre pe e-mailul nostru mysteriuspedia@gmail.com și să-mi lase adresa unde pot să-i trimit amuleta. Dar să revenim la amprenta astrală a lunii august, așa cum v-am obișnuit. Să vorbim acum despre Capricorn și ce le aduce lor luna august. Este o lună în care tranzițiile vor fi diferite și vor acționa diferit pe fiecare casă astrologică. Adică unul dintre voi veți simți mai mult acest tranzit, alții mai puțin, funcție de preocupări sau de vârstă. Partea negativă a emoțiilor este dată de planeta Marte, iar cea pozitivă este dată de Venus și de Mercur. Să începem cu partea negativă, ca să scăpăm de griji, dar să fiți și avertizați. Marte este umăr la umăr, cum se spune, cu luna neagră și va influența negativ toate planetele din casa ta 1. Așa că, începând cu primele zile din august și până prin octombrie, Marte va fi conjunct cu luna neagră. Asta aduce probleme și necazuri în sfera familială, certuri, violență, de cele mai multe ori cauzate chiar de voi. Veți deveni mai rebeli, cu dorință de mai multă libertate. Prost înțeles. Și veți acționa precum copiii la pubertate.
Tranzitul poate indica probleme de sănătate cu părinții voștri, risc de accidente sau risc de spargeri în casă și furturi. Tot acum pe aceste aspecte negative, să nu te angajezi în afaceri imobiliare, să nu cumperi, să nu renovezi și să nu construiești nimic. De asemenea, trebuie să fii foarte atent cu propria sănătate, cu propriul tău corp, deoarece sunt posibile serioase accidente. Îți crește ambiția, îți imaginezi că ești buricul pământului și te vei purta arogant și fără minte cu tendințe de megalomanie. Asta îți atrage consecințe neplăcute, fii sigur. Pe 1 august, planeta Mercur, în casa voastră 7-a parteneriatelor, face opoziție cu Pluto. Din casa voastră 1, cea a personalității, și asta îți dă un sentiment de nesiguranță, deoarece ai vederi și viziuni diferite față de cele ale partenerilor tăi și te întrebi cine are dreptate, tu sau ei. Tot ce ai nevoie acum este să ai răbdare și puțină înțelegere ca să ajungeți la un compromis, la o părere comună. Pe 3 august, luna plină, va fi în casa ta 2 și îți vei reconsidera bugetul și finanțele. Faci o altă împărțire a banilor. Este posibil să primești o sumă de bani ca un fel de moștenire și te vei gândi serios cum să o investești. Eu te sfătuiesc să mai aștepți un pic, până ce astrele te vor învăța ce să faci. Tot acum poți să-ți plătești ultimele rate dintr-un credit sau să finalizezi ceva în domeniul finanțelor. Oricum ar fi, nu investi încă nimic, mai ales în activități riscante pe care nu le-ai controlat cu temeinicie. Va veni și o bună perioadă în acest sens și eu ți-o voi anunța la timpul potrivit. Așa și pentru că sunt posibile niște cheltuieli neașteptate de care nu poți să scapi. Acum, trebuie să știți că toate aceste aspecte proaste lucrează în paralel cu aspectele bune, așa că trebuie să le cunoașteți și pe acestea. Poate vă veți focusa mai mult pe ele și veți ține în frâu pornirile negative date de planeta Marte. Pe 4 august, Marte din casa voastră 4, a fundației în viață, este conjunct cu Jupiter din casa 1, așa că tu trebuie să-ți controlezi ego-ul și să-ți limitezi reacțiile impulsive. Acum este o energie provocatoare, așa că tu trebuie să te folosești de energia ta mentală, psihică, dar și fizică, în scop pozitiv. Să redirecționezi energia bătăioasă dată de Marte, să o consumi în mod plăcut și folositor. După 5 august, Mercur va fi în casa voastră 8 și va face niște aspecte minunate. Vei primi niște vești bune, relaționate cu o moștenire, vei rezolva niște acte care implică bani, vei studia mai bine, vei avea o creștere a afacerii prin partenerii de lucru. Tot acum niște secrete ies la iveală. Și asta te ajută foarte mult. Este o bună perioadă pentru cei care lucrează în poliție sau sistemul legat de legi. Cu Venus, în casa voastră 7, vei fi mai sociabil, mai prietenos, mai atractiv. Pentru cei abonați prin platforma Patreon, știți ce semnificație are casa 7 și Venus în ea, pentru că abia am postat un material cu cele 5 semne ale iubirii în casa voastră. Așa că vei putea să faci noi cunoștințe, noi contacte și vei fi mai popular, vei atrage persoanele de sex opus. Fiți pregătiți pentru aventuri și plăceri. Este o bună perioadă să te gândești la căsătorie și dacă nu ai un partener, cineva îți va face cunoștință cu un potențial candidat. Tot acum sunt avantajați toți cei care lucrează în publicitate, în PR, entertainment, acolo unde relaționează cu alte persoane și asta este foarte important. Tot ce ține de viața publică este bine aspectat. Dacă munca și activitatea ta țin de consultanță sau de legal, va fi o perioadă foarte bună. Pe 13 august, Marte, din casa ta 4, este conjunct cu Pluto și asta îți stimulează emoțiile adânci. Așa că asigură-te că știi exact ce simți atunci când reacționezi cu cei dragi. O să realizezi puterea personalității tale și va trebui să știi să o controlezi, ca să nu ai de suferit.
așa că mai bine explorează noi posibilități de distracție sau de relație și consumă-ți energia într-un mod pozitiv. Darul energetic al acestui aspect pentru tine este spiritul liber pe care tu trebuie să-l manifesti. Pe 15 august, Uranus intră în retrogradare în casa voastră 5 a plăcerilor. Asta te îndeamnă să revizuiești tot ce ai făcut până acum în dragoste sau speculații sau creativitate. Noi oameni, noi idei creative vin către tine și un puseu de bucurie îți luminează viața. Folosește-te de gentilețe și de bunătate în scopurile tale în locul unui ego crescut. Pe 19 august, luna nouă va fi în casa voastră 8, casa asociată cu banii altora, a investitorilor, a asigurărilor, a moștenirilor și uneori a morții. Acum este un bun moment să-ți revizuiești investițiile, să vezi dacă au făcut profit și să te reorientezi dacă este cazul. Poți primi o moștenire de la cineva din cunoștințele sau rudele tale și asta îți va schimba radical în bine situația financiară. Tot acum partenerul tău de viață sau cel de afaceri va avea o creștere semnificativă a banilor și asta te va afecta pozitiv și pe tine pentru că vei beneficia direct. Așa că dacă vrei să faci un împrumut pentru ca să-ți cumperi ceva de valoare, vei reuși. După 20 august, Mercur se mută în casa voastră nouă și va face aspecte frumoase, inclusiv în luna septembrie. Îți va aduce vești bune din străinătate, despre proiecte de lucru, despre studii în străinătate, despre schimb de experiență în afara țării sau studierea unei limbi străine pentru a-ți fi de ajutor în viitor. Îți vei extinde acum oportunitățile și dacă ai procese în justiție, vei primi decizii care să te avantajeze. Pe 27 august, Venus face trigon cu Neptun, aflat în casa ta 3, cea a intelectului. Așa că dă atenție tuturor gândurilor și simțămintelor tale în această perioadă, pentru că știi că sunt importante și ele lasă amprentă în univers. Îmbunătățește-ți comunicarea și nu lăsa fantezia și iluzia să te acopere, să te domine. Bonusul dat de Neptun este o perioadă de romantism și plăceri. Așa că poți să te îndrăgostești profund de o persoană pe care nu o cunoști încă, cineva nou în viața ta. Acum, ca o concluzie, vă spun că partea negativă a lunii o puteți ține sub control, printr-o mai bună gestionare a pornirilor voastre de șef și de atot știutor, și să încercați să înțelegeți mesajul lunii. O să insist puțin pe aspectul în T, dintre Marte, Venus și Pluto, care ne dau o energie aparte și ne scot la suprafață dorințele și visele. Norocul tău este că acest T se întâmplă pe semn prieten și ai mari șanse să fii ajutat de univers. Totul e să vrei. Și așa cum am spus la toate zodiile, este un timp perfect să-ți mai revizuiești din țeluri, să le oprești doar pe cele realizabile sau care dau semne că se vor rezolva rapid și fără dureri de cap, și să renunți la cele greoaie care necesită multă energie pierdută inutil. Energia transformării îți acordă șansa să pricepi că nu orice îți dorești este bun pentru tine din punct de vedere al universului și de aceea nu insista pe cauze pierdute. Dacă înțelegi asta, vei vedea că vei primi tot ajutorul universului și totul se va rezolva fără incidente și fără dureri de cap. Așa cum am promis la început de material, să vă spun câteva vorbulițe și despre corespondența voastră cu horoscopul evresc, cel care prezintă foarte frumos elemente de stabilitate și de subtilitate ale acestei luni. Vechii rabini povestesc celor interesați că luna Tevet este corespondentă a semnului zodiacal al Capricornului și este reprezentarea cuvântului furie. Nativul Capricorn, prin definiție, este pesimist, muncitor, dezvoltă anxietăți cu o enormă dorință de securitate materială. Această lună arată că nativii vor răzbi în viață doar prin muncă multă și străduință, deoarece sunt element de pământ. Se spune că ei s-au născut bătrâni,
ca și cum nu ar fi avut copilărie. Planeta care controlează luna Tevet este Saturn, planeta distrugerii. Această lună distruge dependența nativilor de partea materială, ca nefiind necesară în obținerea fericirii și aducerea părții spirituale la suprafață. Saturn, planeta învățător, ne învață că însușirile și abilitățile mentale, dar și spirituale, sunt adevărate aturi ale vieții noastre, cele care ne pot aduce fericirea, veselia și încrederea. Luna Tevet ne mai învață că trebuie să luptăm împotriva maniilor, a viziunii superficiale care ne pot cauza sentimente negative. Ca orice defect care trebuie stăpânit, este însoțit însă și o de o calitate. Furia te va încuraja să spui nu, să nu accepți abuzurile, să construiești o realitate mai bună atunci când vei reuși să-ți înfrânezi pornirile. Această lună te învață cultivarea mâniei corecte, direcționată corect. Litera lunii Tevet este Ain și are semnificația de ochi. Cei doi ochi au fost dăruiți oamenilor pentru a discerne corect între ceea ce putem accepta și ceea ce nu putem accepta în viață. Capacitatea de a respinge mereu lucrurile negative este simbolizată de Capricorn, oaia fiind binecunoscută pentru perseverența sa. Înainte de a încheia materialul, vă reamintesc, pentru cei care sunteți abonați cu un euro pe lună prin platforma Patreon, că beneficiați în mod gratuit, o dată pe lună, în fiecare lună, de trimiterea biletelor voastre cu dorințe sau cu rugăciuni la Zidul Plângerii din Ierusalim, locul unde dorințele se împlinesc. În imagini vedeți că și președinții de țară au lăsat măcar un bilet în acest zid al minunilor. Așa că noi, de ce nu? Amănunte găsiți pe Patreon. Dragii mei prieteni, nu uitați că sunteți făuritorii propriului destin și cu puțin ajutor din partea astrologiei, de ale cărui sfaturi trebuie să țineți cont, totul se va aranja în favoarea voastră. Sper că v-a plăcut materialul, sper să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.